Vă salut, oameni frumoși, ne aflăm în Craiova la 26 de grade cu pantalon scurt. Bate vântul, dar e foarte plăcut afară. E prima oară când mă aflu aici cu Cristi și am hotărât să filmăm pentru că multă lume zice: bă, lasă vrăjele tale, du-te în Craiova că acolo vei tu bătaie dacă mai faci prostii din alea. Și ne aflăm în Craiova și vrem să dăm, luăm bătaie sau nu luăm bătaie. Mergeam liniștit cu Cristi pe stradă și la un moment dat o mașină se bagă acolo, îmi taie calea. Zic, ai, uite, trebuie să dă jos, e de două ori cât mine. Zice, bă, faci, te rog, o poză cu mine. Și a zis, bă, să mor de nu-mi fac, pe cuvântul meu. Și ce să zic, ești areți impunător. Deci dacă era noapte și făceai așa la mine, mă temea. Dar nu sunt așa. Ești? Nu sunt. Te-ai bătut vreodată? Niciodată. Niciodată? Niciodată. Păi de-aia, când ești mare nu te bați, când ești mic trebuie să te bați, că trebuie să te... Cu boc 6 luni doar atât, dar nu, doar cu sacul. Puteți să înveți să fii bun la fugă sau la bătaie? Eu m-am experimentat pe fugă. Păi și eu la fel, dar uite, am un tatuaj pe picior, dar degeaba că nu sunt. Eu, aici ai sabia din Craiova de care am tot auzit. Deci săbles aici. Ai, da. Ia, ce tare. Foarte tare. Cam auzit că sunt foarte mulți oameni cu săbi pe aici. Așa, aici nu mai suntem mai medieval, nu-i pe aici, nu. Uh-huh. Și când mergi la mare și zic ai tăi, bă, adu-mi o scoică de acolo. Adu-mi o sabie de acolo, știi? Da. Mă iau că fac. Era, nu e ceva normal, nu, da. E ceva normal. Da. Da. Încă n-am găsit nicio sabie, sper să găsim până la finalul zilei, dacă nu o să fie o mare dezamăgire. Ești din peisaj din Creva sau ești venită? Nu sunt venită aici. Zic mai tare cum se aude. Sunt venit aici. Și mai stai sau pleci? Mai stau până mâine. Noi făceam o reportaj despre Creva. Poți să minți să zici că ești din Creva ca să ne iasă materialul? Nu. Îmi pare rău, nu, dar s-ar vedea că minci, nu, cred că o să vezi. Și foarte, pricep foarte bine. Sunt din Craiova, e bine? E blană, blană. Bun, gata? Cu, da, încă o chestiune. De ce toate fetele din Craiova sunt așa aranjate și în același timp discrete? Pentru că eu fiind o fată din Craiova aș putea să-ți răspund la asta. Da. Este în firea lor noastră. Da. E ca un efect direct a faptului că există bărbați faini, au apărut și femeile astea sexy din Craiova. Probabil. Uite, am și o întrebare pentru tine. Piața Mihai Viteazu unde e? Mihai Viteazu din Craiova? Da. Exact cum e centru. Știi unde e centru? Da, pentru că stau aici, așa. Da, bun. Deci, când ieși, e ABC-ul ăla, unde au banele 2,50 lei, știi? Mm-hmm. Și acolo, în stânga, ai o statuie a lui Ștefan cel Mare, nu acolo Mihai Viteazu. Nu, bine, hai că mă duc, mulțumesc. Gonare, vete frumoase aici la Craiova, în diferite culori, culori colorate, culori descolorate, culori îmbrăcate. Sunt în această echipă de mic copil. Da. Am bătut 3 ore jumate pe drum. Ai bătut pe drum, deci pe drum. N-ai bătut. Nu, am bătut drumul, că îi batem mai încolo, îi bat la București. Dar îi batem tot așa sau îi batem așa? Și vreau. Și vreau să știi că am venit la Craiova, e prima oară când am la Craiova și sincer sunt un pic panicat, am zis că, bă, dacă faci figuri de la tale, eu am figuri nașpa genul ăstia, iei bătaie, iau bătaie. Nu ei. Nu e. Dacă nici, și voi vorba aia, sunteți doi, nu? Sunteți mai, sau cât sunteți? Suntem mai mulți, dar ne-am împrăștiat. Am fost la magazin, uh-huh. Ne-am cumpărat măști, ne-am dotat. Uh-huh. Mă mergem să mâncăm, bem o berică, după aia ne vedem pe stadion. Dar cum se pare? Nu se pare că sunt așa cumva figurant, să zic, un măscăriș din ăsta? Tu ești ok, mie îmi place. Îmi place și mașina, e tot albastră. A, pe tu nu mă bați că mă știi. Mă, fie aici, ideea e că îmi pică vlogul dacă nu ia bătaie. Ce dăm un sfat ce ar trebui să fac acum? Că eu am auzit că am plecat din Cluj cu gândul, bă, băieții din Craiova sunt mai agresiv, dacă faci mișto, ți-o iei. Și acum atâta lumea strică vlogul că nu face nimica. Ce ar trebui să fac ca să generez un pic de scandal? Dacă strici hai steaua, crede-mă că nu faci doi pași și ești mierlit. Hai steaua aici, că ți-arăt eu ce-ți dau steaua. Oltenii mereu sunt figuranți. Da. Sunt șmecheri. Da. Și mâncă mult praz. Am înțeles. Astea-s miturile, într-adevăr. Și după seara, când se noptează, apar săbile. De la ce ori apar săbile? De la 22 și 10. 22 și 10. Am avea. Centru va fi acaparat. Și pe drum la fel. Ei, mă, ftron, să ajută toată lumea cu să. Exact. Vreau să spun că tu ești exact genul de om de care mi-ar fi frică pe stradă. Te uiți un pic urât la, uite-te un pic urât la mine. Mircea, la tine nu mă pot uita urât, n-am cum. Dacă strig hai ce, se nu ți-e urât, ce am dai o bucă. Dacă ai striga hai ce? FCU. Nu, hai FCU. CSU la toaletă? CSU la toaletă? Da, aici sunt de acord cu tine. Dacă nu vrei, nu te forță. Nu ca la Creva, nu-ți bărbatul agresiv. Eu, bă, dacă vrei, vorbim, dacă nu, nu. Mă descurc. Te descurci cu ăștia mai blegi? Mă descurc cu ăștia. Mai blegi și nu doar blegi. Uite, o fată flexibilă, o fată care se adaptează și cu bărbați puternici ca la Creva și cu bărbați mai blegi ca și mine. Erai îmbrăcată foarte interesant, foarte colorat. Mulțumesc. Și ești genul care atrage. Când ai fost fluierată? Ai fost fluierată până ai ajuns aici? N-am fost atentă, nu știu, n-am auzit. Deja astea din decor, deci deja când auzi fluiere zici, ha, nu am nimica, nu? Și tu remarci când se uită bărbații după tine sau deja e natural? Prefer abordarea directă. Cum zi eu? Da. M-am pus în fața ei și au zis,
Și m-am tot stat aici și până la urmă s-a oprit. Veniți să aflu care e secretul bărbaților de succes din Craiova. Eu îl știu, dar nu-l spun în direct. Care e secretul bărbaților? Spun după filmare. Cum ar trebui să te abordezi un bărbat ca să spargă un pic gheața de aici? Știi că are un bloc de gheață aici, care trebuie cumva spart. Cum ar trebui? Cum simte, cum... Bineînțeles, cu bun simț, cu... Dar fiecare cu stilul lui, nu e așa un input din partea ta să-l ajuți? Uite ca tine, așa, în mod direct. Deci zici că aici, we have something aici, nu? Deci vezi și ea blegea o șansă până și în Craiova. Era să te-a liniștit, să vreau să-mi iau de mâncare, veniți, bă, băiatul, faci o poză, glumesc. E un om foarte de treabă și vreau să spun că... Sunt aparențelor. Exact, adică la prea vedere m-aș teme de tine, spun sincer. Mersi sau? Da, cred că e nevoie în Craiova să fie așa ca să pui lumea la mai la distanță? Păi nu, dar în Craiova știi cum e pe level. Practic eu mi-am luat level 6 cuțit până la picior până aici, până în partea okay, asta. Okay. Tu ca să iei level 1 nu mai stai o săptămână și capezi primul nivel până aici. Am înțeles, e ca un botez, după o săptămână mai primești primul cuțit, nu poți din prima. Trebuie să-l meriți. Am înțeles că toată lumea poate glumi despre subiectul ăsta, nu-i nimeni care să se uite ce și așa, deci lumea e destul de pe caterincă, să zic așa, în Craiova. În ultimii 12 ani cam așa. Da, știi, era destul de nașpa. Da. Dar lucrurile s-au liniștit, am devenit și noi cetățeni europeni, practic, și chiar suntem deschiși. Aici nu da cu bumerangul că se întoarce de două ori mai tare, ai grijă. După cum se poate vedea, Craiova stă foarte bine la capitolul viață de noapte, adică e foarte viu orașul la ora 10:30. E plin de lume pe mai multe artere, sunt și cluburi în care se distrează, restaurante full, deci, bă, dacă vreți să faceți un weekend, așa mai pe distracție, vă recomand Craiova. Am ajuns să fiu ambasador al Craiovei, Doamne iartă-mă. Te-a aranjat, arăți foarte bine. Mulțumesc. Și mă vă plimbați, vă puneți la un bar, mergeți în club, socializare? Da, la un bar. La un bar? Da. Și zi-mi, de exemplu, tu ca o fată atrăgătoare, cum ai fost abordată de băieți la bar? Unele replici mai proaste, altele mai bune, depinde acum. Dar de obicei cu cuvinte sau vin numai se bagă în tine sau... De obicei cu cuvinte. Da? Da. Mă dăm o replică mai așa, mai nereușită. Bună, ce bună ești. Nu-mi plac chestiile de genul, știi? Și una bună, o replică bună? Bună, ești drăguță, dacă ai vrea să ne cunoaștem, ceva mai politicos. Drăguță merge, bună nu merge, să înțelegem. Ești, dacă ești drăguță, dacă vrei să ne cunoaștem, acele puncte, vreau să știu ce presupune. Propune ceva să bei? Nu-mi place așa, îmi dai numărul tău și vorbim ziua următoare. Crezi că băieții din Craiova sunt mai curajoși, mai tupeiști decât băieții în general? Să știi că da, băieții din Craiova chiar sunt mai tupeiști. Mm-hmm. Și automat și fetele, probabil așa v-ați învățat să aveți nevoie de un bărbat mai tupeist, mai curajos, nu? Da. Noi la Cluj știi cum facem? Cum? Noi mergem în club cu flori și le dăm flori. Nu cred așa ceva. Din câte flori am dat, una n-am primit nimic, n-am primit niciun mes. Deci dau floarea, un număr nu, un Instagram nu, o privire nici măcar, privire nimic. Mult și eu atunci în Cluj. Hai că în seara asta vreau să fiu și așa craiovean, să-mi zici cam cum, să ce să fac. Păi nu știu, te duci la o fată în club, dar ești totuși politicos cu ea, ești drăguț cu ea, nu... Fac asta. Bine, mergi. Nu. Asta e tare? E de prost gust. E de prost gust? Da, e de prost gust. Nu. Nu, te duci, te introduci, bună, sunt numele tău și... Bună, mă introduc, sunt Mircea. Sunt Ana, îmi pare bine. Bună, Ana, bună. Bă, simt că n-am învățat foarte multe, dar o să încerc să aplic aici. Bine, Ana, te las să te descurci în continuare. Radiază, ai grijă de tine, bine? Mersi. Mersi, ceau. Suntem aici cu un rezident al Craiovei, de fapt ai plecat. Salut, Jeli. Nu mai sunt rezident, dar orașul în care am crescut, frate, iubesc. Să știi că sunt foarte multe mituri despre Craiova pe care am încercat să le, nu știu, să vedem dacă sunt adevărate sau nu. Gen, lumea are săbii, oamenii sunt nervoși, vorbesc repede. Tu ce părere ai? Câte sunt adevărate și câte sunt false? Frate, știi cum e, despre crujeni se spune că sunt cei mai renți, despre craioveni că sunt cei mai rapizi la vorbă. Eu cred că adevărul e pe undeva la mijloc, adică sunt câțiva cu săbii, da. Ce da? Vrei să te mint? Da, sunt, da. Bă, eu nu i-am văzut. Dar n-am, adică, uite, eu nu m-am zis niciodată lipsit de siguranță în orașul ăsta, poate ar fi trebuit, nu știu. Dar n-am avut niciodată vreo altercație cu obiecte contundente. Eu am fost, am încercat să fiu figurant și n-am pățit nimica. Deci, e bine. Au fost okay. E bine. Fetele sunt mai îngrijite în Craiova? Decât unde? Decât în restul țării, nu vreau să zic Cluj, în general. Bă, avem fete foarte frumoase în Craiova, da. Foarte frumoase. Care ai iubită din Craiova, nu? Normal, da, da.
Mi se pare că în Craiova sunt mai frumoase decât la Cluj, dar nu vreau să spăl pe nimeni acum, fiecare vede frumusețea în alt mod. De unde crezi că a apărut mitul ăsta despre cum apar miturile astea, gen, bă, la Craiova acolo oamenii sunt cumva? Pentru că la începutul anilor 2000, Craiova era probabil centrul lumii interiope, cred că toți știm filmările alea din, nu mai știu din cum se numeau regiunea aia din Craiova, cu aia cu săbile, când au ieșit să certe cu jandarmii, okay, prin anii 2000. Și într-adevăr a fost și a fost, adică de acolo a pornit, dintr-o realitate, nu a fost minciună, știi? Deci, adică să unii cu flori în Craiova, gen cu flori, adică Craiova e un loc liniștit, nu tot rămâne în minte, no, oamenilor aceeași chestie. Nu, rămâne mitul și toată lumea ce, bro, de unde ești, din Craiova? A, cu săbii, cu unde e scoala, ai sabia la tine, că... Vreau să vă spun că deja sunt două zile de când mă aflu în Craiova, m-am plimbat destul de mult prin oraș, adică într-una, dar într-adevăr tot aici în zona de centru, și pot să spun că îmi place mult orașul ăsta, îmi plac mult oamenii, îmi place mult mâncarea, și când am venit aici am avut niște preconcepții, că oamenii sunt periculoși, că nu e așa fain, că n-ai ce să faci, nu știu ce, și cred că asta o avem toți, toți avem o preconcepție despre oraș, și de asta vreau să vă întreb, voi ce concepție aveți despre Cluj, cum vi se pare vouă că e Clujul? Bă, Clujul e așa sau așa? Vă mulțumesc că m-ați urmărit și dați un like!